Salut! Sunt Cristi de la Wolfpeak și astăzi am pentru tine câteva sfaturi pentru a te bucura la maxim de vacanța sau de city break-ul tău. Primul sfat? Early booking. Asta înseamnă să iei biletele din timp și astfel te vei bucura și de reducere de preț care poate să ajungă și la 20%, uneori chiar mai mult. La polul opus stau ofertele last minute și ele au prețuri foarte bune, dar cine poate să plece de pe zi pe alta în vacanță? Mi-am dat seama că de când am luat GoPro nu l-am plimbat pe nicăieri, așa că l-am adus să vadă Ierusalimul. Când e vorba de cumpărat bilete, cel mai important e să ții întâi biletele de avion, pentru că opțiunile de cazare sunt mai multe. Și pentru că vorbim de rezervare din timp, e ok să-ți faci una pe care să o poți schimba sau chiar anula ulterior, pentru că nu știi ce se poate întâmpla și e bine să ai această opțiune. Un lucru pe care mulți îl uită, mai ales atunci când nu călătoresc printr-o agenție, este să-și facă asigurarea de călătorie. N-ai idee cât de importantă este. Măcar eu. Măgar eu. Măgar eu. Deci cam același lucru. Aici, dacă fratele meu Geamăn ar fi decis să mă cunoască un pic mai bine și mai violent, asigurarea de călătorie m-ar fi ajutat cu reparațiile care ar fi trebuit făcute la mine. Dacă ai în plan să vizitezi tot felul de obiective turistice, ia-ți și biletele pentru ele din timp. Lucrul acesta îți va economisi ceva bani la fața locului, pentru că sigur le vei lua cu vreo reducere și vei ști și ce ai de vizitat. Lucrul pe care trebuie neapărat să-l vezi când vii în Ierusalim este sucul de rodie. Sigur, și peisajul ăsta din spate, dar foarte important, sucul de rodie, e foarte bun. Mi-ar plăce foarte mult să găsesc așa o priveliște interesantă în toată excursia asta, că parcă nu, nimic, nu știu, dar nu știu unde ar fi. Și am auzit că și pe aici ar trebui să fie ceva interesant, să văd undeva prin jur, nu știu. Ce am apreciat foarte mult pe Ierusalim este faptul că obiectivele turistice nu sunt deloc aglomerate. Deloc. Știi că am o mare pasiune pentru liste și bugete, așa că nu avea cum să lipsească sfatul ăsta de aici. Fă-ți un buget dinainte și bugetul împarte-l foarte bine. Ce e important să știi e că cea mai mare parte din banii tăi se vor duce pe mâncare. Așa că fă un pic de research și află unde poți să mănânci bine. Ce nu credeam că se găsesc în Ierusalim sunt burgeri făcuți ca de mine, cu carne care pare a fi de mici în acest loc. Dar ce am găsit cu adevărat interesant este cola de 350 de ml. La sticlă. Și aparent tot în Ierusalim se ascundea și cel mai bun sandwich din lume. În felul ăsta, bugetul de mâncare nu va intra peste bugetul de shopping și de suveniruri, că toate sunt foarte importante. Și acum, bazar! Și un alt lucru pe care nu pot să-l subliniez destul, când îți iei cazarea, încearcă pe cât posibil să-ți iei o cazare cu mic dejun. În felul ăsta, măcar cafeaua de dimineață e asigurată. Un lucru pe care puțină lume știe despre Israel este că cafeaua la automat este cel puțin la fel de proastă ca în România, dacă nu mult mai proastă. Ziua a început să arate tot mai bine pentru că am găsit cafea și nu cu cardamon sau tot felul de condimente, ci cappuccino. Cappuccino! Află cât te va costa transportul, pentru că și el reprezintă un cost mare, mai ales dacă vrei să te plimbi în diverse locuri. Fie că e vorba să-ți cumperi un pas pentru mijloace de transport în comun sau să-ți închiriezi o mașină, e foarte important să știi în ce te bagi înainte să pleci în călătorie. Un alt sfat, care este evident pentru toată lumea, mai puțin pentru mine în ultima vacanță, ar fi să verifici condițiile meteo din locul unde te duci. Astfel știi cu ce să te îmbraci și pentru oameni ca mine cu ce să te încalți. Unul din lucrurile pe care le realizezi imediat în Israel în timp ce începe să plouă este că n-am cum să subliniez suficient treaba asta, nu îți iei în vacanță Adidas din piele întoarsă. Nu faci asta.
Iar dacă trebuie să faci poze în Ierusalim și o să plouă, îți recomand să folosești un 6D, așa ca mine, cu obiectivul 24-105 de la Canon. Motivul cel mai important, de asemenea pe care l-am descoperit acum când ploua, este că ambele sunt weather sealed. Deci dacă plouă, nu va fi cea mai mare grijă a ta să-l ferești de ploaie, ci poți să-ți vezi în continuare de treabă. Sper ca sfaturile din acest episod să-ți fie utile în următoarea ta călătorie și între timp nu uita, shop, share, repeat, dar responsabil ca să ai bani de următoarea vacanță. Dacă ți-a plăcut episodul, comentează, like, share, știi tu ce ai de făcut în mediul online. Iar dacă îți dorești să abordăm un anumit subiect în episoadele viitoare, scrie-ne, iar noi ne vom ocupa. Salut!